Primăria anunță restricții de trafic pe strada Frăsinet odată cu începerea lucrărilor de amenajare la iazul Morilor. Pe sensul de mers dinspre strada Mesteacănului către Bulevardul Unirii, se va închide banda de circulație începând din dreptul alveolei stației de autobuz din vecinătatea bisericii Sfântul Ștefan până în dreptul alei de acces cu autovehicule de aprovizionare a supermarketului din apropiere. Începând de mâine uh... Vor intra în vigoare restricțiile de trafic pe strada Frăsinet, odată cu începerea lucrărilor la unul dintre cele mai ample proiecte inițiate de administrația Buzoiană în ultimii ani. E vorba de uh, canalul Iazumorilor. În fapt, circulația nu va fi oprită total pe strada Frăsinet, ci va fi redusă una dintre benzile de circulație pentru organizarea de șantier și vor fi instituite, bineînțeles, restricții în trafic astfel încât să nu se înregistreze blocaje. Muncitorii vor începe cu decopertarea canalului Iazul Morilor, care în prezent curge în subteran prin tuburi, pe sub suprafața asfaltată. Într-o primă etapă vor fi necesare lucrări de decopertare, de, mă rog, de săpături, astfel încât să facem loc viitoarelor amenajări ce vor cuprinde întreaga zonă între magazinul Kaufland și Biserica Sfântul Ștefan. Lucrările de pe strada Frăsinet vor crea unele neajunsuri locuitorilor din zonă care au fost notificați să-și mute mașinile și care vor rămâne fără locurile de parcare pentru o perioadă de timp. Conducerea primăriei încearcă să găsească soluții care să-i mulțumească pe proprietarii de autoturisme. O problemă importantă în această zonă este cea a parcării autoturismelor. Pentru că acolo, așa cum știți, inițial au fost garaje, ele au fost dezafectate încă de anul trecut, dar era o parcare foarte generoasă pentru locatarii din Micro 3. Într-o primă etapă încercăm, acum suntem în faza studiului de fezabilitate, pentru amenajarea unei parcări sub, supraterane, undeva în zona uh, limitrofă zidului episcopiei din cartierul Micro 3, astfel încât să, cumva, să găsim măsuri compensatorii pentru desființarea acelor locuri de parcare. După finalizarea lucrărilor de amenajare a iazului Morilor, reprezentanții primăriei promit amenajarea unei parcări generoase pentru cei care vor veni să se plimbe acolo, iar pentru proprietarii din zonă se poartă discuții ca acestora să le fie permis să parcheze pe timpul nopții în parcările celor două mari supermarketuri. Porțiunea din strada Frăsinet, situată între hipermarketuri și Biserica Sfântul Ștefan, cu o lungime de 300 de metri, va intra într-un amplu proces de modernizare. Prin acest proiect se dorește să se scoată la suprafață vechiul Iaz, care trece pe substrada Frăsinet și care va curge la suprafață pe un canal de 11 metri lățime. Conform proiectului, pământul rezultat din țăpăturile pentru canal va fi utilizat pentru crearea unei elevații situate chiar lângă Iaz. Partea înălțată va servi drept loc de promenadă pentru pietoni și bicicliști și va adăposti terase, galerii comerciale, locuri de joacă pentru copii și alte spații de agrement.